Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Au apărut câteva schimbări la Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure din Făgăraș, pe care le discutăm astăzi cu președintele Consiliului de Administrație, doamna Mariana Câjo, pe care am invitat-o în studio. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! În permanență se întâmplă lucruri la spital pe care, așa cum este normal, trebuie să le facem cunoscute opiniei publice. O parte dintre acestea le-am discutat împreună cu dumneavoastră după ședința de Consiliu Local, dar înainte să detaliem toate acele date pe care le-ați dat publicității, aș vrea să vă întreb... Care este planul managerial al unității? Către ce țintiți să duceți acest spital municipal? Spitalul municipal din Făgăraș este într-adevăr într-o fază de dezvoltare. Noi ne-am propus ca perioadă în care spitalul să se dezvolte, să devină cu o altă față, ca să spun așa, perioada de 6 ani. Sunt foarte multe proiecte pe care le-am început, unele sunt deja în implementare. În 6 ani de zile noi dorim ca la Făgăraș să existe un spital modern, reabilitat total, cu un corp nou, cu o policlinică nouă, modernă, cu toate secțiile și compartimentele, cu aparatură nouă și de cea mai înaltă tehnologie. De asemenea, dorim ca resursa umană să se îmbunătățească în așa fel încât actul medical asigura pacienților din țara Făgărașului să fie de cea mai înaltă calitate. O astfel de instituție de un asemenea calibru, aș putea spune, imposibil să nu se confrunte și cu probleme și pas cu pas... Sigur. Le-ați, zic așa, despicat în toate părțile și ați încercat să găsiți soluții. Care e cea mai mare problemă? Cea mai mare problemă, n-aș numi eu chiar o problemă, dar știți că în fiecare instituție sau unitate de asemenea învergură există și chestiuni interne care, cu siguranță, nu pe toate le putem da publicității. Cea mai mare problemă pe care ar trebui să o rezolvăm este resursa umană și lucrăm intens la această problemă, în sensul că angajăm în continuare, aducem medici la Făgăraș, dorim să dezvoltăm și alte specialități, în așa fel încât toți pacienții din țara Făgărașului să nu mai trebuiască pentru afecțiuni normale să bată drumul Brașovului sau Sibiului sau alte centre din țară. Și dacă vorbim de resursa umană, nu ne referim doar la ceea ce înseamnă asistente medicale, îngrijitoare, infirmiere, dacă e să o luăm așa piramidal, medici și așa mai departe. Sunt foarte importanți, pentru că fiecare specialitate trebuie să aibă un număr suficient de medici și foarte pregătiți. Cu noile schimbări, așa cum am mai spus și am și prevăzut la discuțiile anterioare, măririle de salarii din luna martie, sper să ne asigure și un soi de competiție pe această piață a muncii, în sensul că am adus în ultima vreme și dorim să mai aducem medici, iar între ei, în fiecare secție, să se nască, cum spuneam, o anumită competiție care să ducă la un act medical cât mai bun. Și competiție și discuții, da, așa cum e normal și cum discuții se întâmplă. Discuții probabil sunt în toate unitățile. Da, vreau să mai rămânem puțin la capitolul resurse umane în contextul în care ați înființat noi compartimente, dacă le pot numi așa, sau ați operat niște modificări la structurile serviciilor deja existente. Da. Din ce motiv și care au fost aceste modificări? Am făcut o modificare de organigramă pe care am supus-o aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraș la ultima ședință de săptămâna trecută.
Am creat un birou nou de secretariat pentru a avea asistență la toate comisiile, inclusiv la Consiliul de Administrație separată de secretariatul aflat în subordinea directă a managerului. De asemenea, am creat un serviciu juridic, pentru că este mare nevoie de acest lucru. Având un număr foarte mare de angajați, 534 sunt acum pe organigramă, acest lucru era absolut necesar. Am mai făcut câteva modificări nesemnificative în organigramă, iar am adăugat câteva posturi de medici, asistente și îngrijitoare. Știu că la capitolul achiziții și la biroul achiziții este o muncă dificilă, o muncă uriașă, având în vedere multitudinea de produse ce trebuie să ajungă atât în farmacie, cât și materiale sanitare, plus... În partea administrativă a spitalului avem probleme cu angajații, în sensul că nu avem suficient personal. Am mai apelat și la consultanți externi, dar până acum s-au asigurat aceste servicii la spital. Achizițiile au fost făcute până la urmă în acest an. Au reușit să le facă. Și dacă a scos postul la concurs pentru medici, iată că și postul de manager al spitalului este scos la concurs. Da. Așa cum legea prevede, eram obligați să facem acest pas. Ultimul comitet director a fost numit de către primarul municipiului Făgăraș în luna august acestui an. Termenul legal este de 6 luni. În acest interval trebuie să organizăm concurs. Suntem deja cu procedura de concurs începută. Credem că săptămâna viitoare vom da deja anunțul de concurs, care va trebui finalizat în luna ianuarie, cel de manager. După aceea, managerul va organiza la rândul lui examene pentru directorul medical și directorul financiar contabil și sperăm ca până în vară să avem și toate examenele de șef de secție date, pentru că și acolo se încheie un contract de administrare între managerul spitalului și șefii de secție. Toate aceste demersuri conduc către acea țintă despre care tot discutat și de fapt e un deziderat pentru tot ceea ce înseamnă pacientul din Făgăraș și zonă. Servicii medicale de cea mai bună calitate, care cum pot fi oferite ele? Prin ce management? Noi ne-am făcut un plan, o strategie, o viziune. Cum vă spuneam, pe un interval de 6 ani, data la care va trebui să fie finalizat acest mare proiect, această mare strategie pentru Spitalul Municipal Făgăraș, și am început anul trecut cu câteva investiții pe care le-am realizat din excedentul bugetar al spitalului. Chiar săptămânile acestea implementăm un proiect important, este camera curată, fluxul laminar din secția de ortopedie. Este o sală de operație modernă, cum nu există în multe spitale. La Brașov avem o asemenea sală de operație la Spitalul Militar. Vă vom invita până de Crăciun să vizitați această, să faceți cunoscut telespectatorilor această sală de operație, cea mai importantă investiție de anul acesta pe care a realizat-o spitalul. Deși ne-am ocupat de această secție de chirurgie, unde se află și compartimentul de ortopedie, pentru ca spitalul să rămână pe programul național de endoprotezare. Aceasta fiind o condiție, a fost o investiție importantă din partea spitalului și va fi, cum spuneam, finalizată. Următoarele secții pe care le vom moderniza în perioada următoare și pentru care vom face investiții importante sunt laboratorul, care zilele acestea își desfășoară o activitate intensă, în sensul că au ajuns toate echipamentele la spital, se fac probele la laborator, ne-am mutat temporar pentru a fi amenajat actualul laborator și a fi acreditat, a îndeplinit condițiile pentru a fi acreditat RENAR, să intrăm în contract cu Casa Națională de Sănătate și să recuperăm, cum spuneam, acești bani pe care până acum îi cheltuia spitalul pentru analizele medicale. Vom asigura analize medicale
pentru toți pacienții. Sperăm ca nimeni să nu mai meargă la privat să-și facă analizele. Vom avea aparate pentru orice fel de analiză. Între timp am angajat încă un medic în laborator și vom angaja în perioada următoare al patrulea medic în așa fel încât din luna decembrie sperăm să asigurăm un flux continuu la laborator, adică pe toate cele trei schimburi să fie și gardă de laborator. Vreau să explicați exact făgărășenilor care urmăresc această emisiune. Oricine poate să vină și în afară de pacienții internați în spital? Nu, sunt pacienții internați, dar vom contracta, sperăm, servicii în ambulator, în așa fel încât să putem asigura cu bilet de trimitere în perioada următoare. Vom face toate aceste demersuri. După ce vom fi acreditați renal, sperăm să încheiem acest contract cu Casa Națională, cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și să asigurăm aceste servicii. Mai mult decât atât, în proiectul european pe care l-am aplicat pentru acea policlinică modernă care vă spuneam și care va fi în locul pediatriei, în clădirea actualei pediatrii, lângă dorim să amenajăm un punct de colectare în așa fel încât toate analizele, cum vă spuneam, să fie făcute la spital și contracost și cu bilet de trimitere, iar în spital pentru toți pacienții care sunt internați. Deci unde a fost înainte laboratorul, acolo la poartă, va fi amenajat probabil? Unde este acum pediatria, lângă, va fi un punct de colectare, analizele se vor face pentru toți făgărășenii în interiorul spitalului, pentru cine dorește. A fost un subiect mult discutat și disputat, pot să zic, de dumneavoastră, da, în momentul în care ați preluat conducerea Consiliului de Administrație, acest laborator. Eu, dumneavoastră știți, am mai discutat și cu alte ocazii, sunt interesată de bunul mers al spitalului și de asemenea de cunoașterea tuturor problemelor. Fiecare secție, compartiment, laborator a fost analizat de către mine, am văzut în ce situație se află și am luat pentru fiecare în ordinea pe care putem să realizăm măsuri. De laborator, în mod special, am vorbit pentru că medicii din spital mi-au semnalat o problemă care nu este în regulă și anume faptul că unele analize medicale nu erau corecte. Deci nu mi-au semnalat pacienții, mi-au semnalat medicii care uneori consultau pacienții clinic. Nu puteau să se bazeze. De aceea am luat urgent această măsură de înlocuire a tuturor echipamentelor, nici nu aveau pentru toate. Foarte multe analize se făceau și erau trimise, nu aveau altă soluție medicii din spital, erau trimise la laboratoarele private, ceea ce nu mi se pare un lucru chiar pentru a fi în regulă, siguri. Pentru a fi făcute pentru pacienții din spital, erau plătite de către spital. Eu cred că toate aceste analize trebuie făcute în spital și spitalul trebuie să fie cel mai mare, să aibă cel mai mare laborator din oraș. Un alt proiect pe care îl vom implementa la anul este modernizarea centrului de dializă. Dorim să suplimentăm cu 30 de paturi pe un schimb, pe dimineață, paturile pacienților din centrul de dializă, în așa fel încât toți cei 30 de bolnavi din Făgăraș care acum merg la Brașov să își facă această procedură la Brașov. Deci acum nu se face dializa la dializa Făgăraș. Se face la Făgăraș, da, sunt 25 de pacienți pe care îi tratăm la centrul de dializă al Spitalului Municipal Făgăraș. Care ei semnalau totuși că aparatele ar fi depășite? Noi o să aducem și alte aparate noi în perioada următoare, dar cel mai important este că vom moderniza acest centru, vom lărgi, ne permite clădirea. Anul viitor deja vom face acest lucru și vom aduce. Echipamentele sunt în regulă, avem chiar suplimentar. Bine, multe au ore de funcționare foarte multe. Să nu uităm că acest centru de dializă a fost făcut prin donație și acele echipamente, unele încă funcționează. Dar între timp au fost aduse alte echipamente și vom mai aduce în perioada următoare. Deci nu ne lipsesc în acest moment, la cei 25 de pacienți pe care îi tratăm, nu ne lipsesc echipamente. Dar noi îi vom suplimenta și pentru ceilalți. Am cumpărat și două mașini de transport pacienți noi.
care vor duce pacienții și vor aduce de acasă. Cu sprijinul primăriei, îmi spuneați că nu, nu, sunt bani din, sunt pe lista de investiții a spitalului, sunt banii din excedentul bugetar al spitalului municipal. Dacă vorbim despre achiziții, la momentul când ați preluat tot ce înseamnă conducerea Consiliului de Administrație de la spital, implicit gestionarea acestor proiecte ale unității sanitare, da, ați găsit niște probleme legate de achiziții ale unor aparaturi. Cum ați soluționat acele probleme și cum se întâmplă acum? Se fac achiziții corecte, pe criterii corecte, eligibile, în raport cu ceea ce înseamnă puterea economică? Eu am preluat Consiliul de Administrație undeva în luna septembrie, spre sfârșitul lunii septembrie anului trecut, și cumva ei își făcuseră referatele pentru toate secțiile pentru anul 2018, numai că de la biroul de achiziții, mă rog, au fost niște probleme pe lista de investiții. Noi am votat-o inițial așa cum ei ne-au prezentat-o, după care am văzut încet, încet, ca dovadă că n-am reușit să rectificăm chiar tot și să au fost două, trei echipamente care nu s-au atribuit pentru că nu au fost corect făcute listele, în sensul că au fost luate prețuri, nu s-a făcut o analiză de piață corectă, au fost luate la întâmplare de pe net sau și au fost operatorii economici care nu au considerat că nu sunt suficiente sume alocate pentru acele echipamente. Dar de fiecare dată noi am cumpărat acele echipamente pe care le-au solicitat medicii de pe secții. Avem o gândire pentru, cum v-am spus, pentru fiecare secție pe care o luăm și o modernizăm total, în ordinea pe care v-am expus-o, acolo intervenim și noi, în sensul că pe lângă ceea ce vine din partea șefului de secție, analizăm și decidem ce echipamente trebuie achiziționate. Dau exemplu secției de terapie intensivă, în sensul că în acest an această secție a intrat pe Programul Național de Terapie Intensivă. Este un lucru foarte bun pentru că Spitalul Municipal Făgăraș este singurul din cunoștințele mele spital din România, singurul spital municipal aflat pe un asemenea program național, și acolo este o investiție mai mare și pe care trebuie să o asigure spitalul la anul pentru a beneficia de aceste servicii din partea Ministerului Sănătății. S-a rezolvat acolo problema personalului pentru că se știa că... Am mai angajat un medic ATI săptămâna trecută, am mai angajat un medic urolog, un medic de laborator. În perioada următoare vom avea concurs pentru un medic de urgență. De asemenea, un nefrolog sperăm până la sfârșitul anului. Cum vă spuneam, avem ca principal obiectiv la anul să dezvoltăm acest centru de dializă și o să încercăm să aducem cel puțin 3 medici. În momentul acesta avem un singur medic și este oarecum problematică situația, în sensul că doamna doctor, dacă pleacă sau și în concediu, trebuie să fie înlocuită de cineva, pentru că... Având în vedere că în zona noastră, așa cum am fost de multe ori informați de către medicii de la spital, există multe cazuri de pacienți care suferă de boli renale. Vorbim acum de prestația corpului medical. Dacă ar fi să facem o radiografie a ceea ce înseamnă... Eu, nefiind medic, nu o să-mi permit niciodată public să fac aprecieri în ceea ce privește actul medical al doctorilor din spitalul nostru. Pot face aprecieri în legătură cu comportamentul sau al domniilor lor. Sigur, suntem foarte atenți la ce se întâmplă din spital. De fiecare dată am luat măsuri când au fost reclamații. În ultima perioadă, eu vreau să spun că sunt anumite secții cu care în trecut n-aș spune că au mai fost probleme, dar am avut anumite nemulțumiri.
și-au schimbat total comportamentul și lucrul acesta mă face chiar să fiu foarte optimistă și colaborăm foarte bine, cum este chirurgia care acum este total mobilizată pentru a face sălile de operație, pentru că amenajăm nu numai sala aceasta de operație și celelalte intră în reabilitare și efectiv au dat o reală mână de ajutor ca să... Mă refer la faptul că, practic, cu siguranță nu auziți doar vocile angajaților din spital, auziți și vocile pacienților, ale rudelor acestora. Nu vă spun câte voci auzim noi, unele dintre ele nemulțumite de ceea ce înseamnă modul cum s-au ocupat anumiți medici din spital de cazurile unor pacienți. Eu da. Sunt convinsă că mai sunt probleme în spital. Noi, de când am preluat conducerea acestui spital, m-am străduit să rezolv aceste probleme, în sensul că și problema plicului și problema comportamentului medicilor față de pacienți. Cu siguranță că și în viitor, sper, din ce în ce mai puține vor fi probleme din acestea, dar dacă aparținătorii sau pacienții le semnalează, noi analizăm fiecare caz în parte și încercăm să rezolvăm. Când ați pomenit cuvântul plicuri, m-am gândit la un moment dat ce rost mai au aceste plicuri, bineînțeles să mai și glumim puțin. Da, pentru că acest plic, practic, e instituit în România de foarte multă vreme. Eu am pretenția că la Spitalul Municipal din Făgăraș în acest moment nu se mai... Sper să nu fie cineva care poate să mă contrazică. Nu mai există această problemă. Având în vedere, completând ideea pe care vreau să o dezvoltați dumneavoastră, salariile foarte mari. Da, eu am fost de multe ori și public tranșantă cu această problemă. Eu insist și spun că nu cred că în acest moment mai există această problemă de la Spitalul Municipal Făgăraș. Sigur, eu consider de asemenea că salariile sunt satisfăcătoare pentru ca un medic să-și desfășoare activitatea. Și totuși mai există cazuri. Sunt unii care nu sunt mulțumiți, dar fiecare, știți că la un personal atât de numeros este aproape imposibil ca să... Și nu vreau să vorbim numai despre medici, doamna Căju, și despre personalul medical celălalt. Am înțeles că și doamnele asistente și asistenții medicali și celelalte categorii de personal, infirmiere, nu știu dacă ați putea să ni le spuneți dumneavoastră că nu prea știm acum care sunt infirmierele încadrările. Infirmierele au fost nedreptățite din punctul meu de vedere la mărirea salariilor, deci ele au rămas cu sume mai mici și fac o muncă importantă și ne-am fi dorit ca și ele să intre pe mărirea de salarii. Sigur, probabil că există nemulțumiri salariale, dar știu că a fost și o problemă pe care am dezbătut-o amplu în Consiliul de Administrație, pe care ei o doleanță lor, pe care nu am rezolvat-o, era legată de etichetele de vacanță. Spitalul, voi fi foarte tranșantă să vă spun că spitalul se va ocupa de, în principal, în acești 6 ani, de investiții, fără să neglijeze personalul, pentru ca pacienții din țara Făgărașului să beneficieze de servicii cât mai bune. De ce spun acest lucru? Și mă repet, nu dorim ca personalul medical să nu și primească drepturile salariale, dar am mai explicat și explic public astăzi că problema etichetelor de vacanță ține de disponibilitatea financiară a spitalului. Pe bugetul de anul trecut, aceste etichete nu au fost incluse, iar noi în acest moment... Nu, banii erau, de investiții erau. Au fost, da. Dar nu erau pentru... Noi în acest moment ar trebui să tăiem de la medicamente sau de la materiale sanitare ca să dăm etichetele de vacanță. Și am spus, oameni buni, ce facem? Ăștia-s banii. Tăiem medicamentele la pacienți? Sau vă dăm vouă etichetele de vacanță? Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Deci, în primul rând, pacientul și, în al doilea rând,
personalul, cu toată înțelegerea și respectul pentru personalul. Puteți nostru. Afirma cu una pe inimă că pe noptiera pacientului în salon se află tot ceea ce înseamnă tratamentul prescris de medicul din spital? Am să vă mărturisesc că, din păcate, am avut ocazia în ultima perioadă să mergem prin alte spitale, chiar în capitală, și o să vă spun că la noi, la Făgăraș, chiar vă spun cu mâna pe inimă că pacientul este tratat, chiar și din punct de vedere al medicamentelor, cum a spus dumneavoastră, destul de bine. Eu nu știu dacă mai există vreun caz, sper că nu, eu nu am cunoștință de așa ceva, dar la Făgăraș li se administrează pacienților din banii spitalului toate medicamentele și toate materialele sanitare, exclus ca să fie trimis pacienții la Făgăraș și la farmacie să-și cumpere medicamente. Am mai auzit, au mai fost și cazuri din acestea. Rămânem la capitolul bani. Așa cum spuneați, practic și spitalul, ca orice altă instituție, își construiește bugetul, da, pe capitole prioritare. Da. Acum, cum considerați dumneavoastră că se află acel raport calitate-preț, da? Că vorbim practic exact ca... Pentru că toate costă, spitalul, da? Spitalul din Făgăraș are o situație foarte bună față de celelalte instituții publice și față de celelalte spitale din județul Brașov. De unde aduce bani? De unde atrage fondurile? Din activitatea și din capacitățile managementului spitalului. Pentru că eu vreau să vă spun că spitalul a avut anul trecut și are și anul acesta o creștere reală de până la 10%. Anul trecut a fost 8,18%, cea mai mare creștere dintre toate spitalele din județul Brașov. De aceea se justifică și mărirea de personal, pentru că atâta timp cât facem mai multe venituri, avem nevoie, avem mai mulți pacienți, avem nevoie de mai mult personal. Banii vin de la Ministerul Sănătății de la Casa de Sănătate. Salariile. Da, din veniturile noastre, din contractul cu Casa Națională de Sănătate. Ce se întâmplă? În funcție de cum este un contract, în funcție de cum ți-l realizezi, așa primești și bani. Spitalul Făgăraș a reușit și anul trecut și anul acesta să-și realizeze contractul cu casa, să-l depășească. Chiar zilele acestea sperăm să avem o suplimentare de contract, tocmai pentru că noi am realizat mai mulți bani decât am cheltuit mai multe sume pentru pacienți, am mai avut mai mulți pacienți decât aveam contract cu Casa de Sănătate. Vreau să ne explicați oamenilor ce înseamnă colaborarea cu Casa de Asigurări de Sănătate, cum se răsfrânge, cu ghilimele de rigoare, această colaborare în activitatea spitalului. Noi avem o relație foarte bună cu Casa de Sănătate județeană. Avem un contract bun, a fost crescut anul trecut. Sperăm ca și anul viitor să creștem și să obținem mai mulți bani, un contract mai mare, mai ales că vrem să intrăm cu serviciile de pe laborator și alte servicii. Înseamnă decontarea unor servicii. Da, exact. Se întorc banii. Noi în momentul acesta avem și un excedent bugetar și sperăm ca până la sfârșitul anului să fie și mai mare. Va fi de câteva milioane. Eu zic că este un rezultat extraordinar de bun și ar putea să fie poate și mai bun, dar trebuie să asigurăm toate serviciile. Am pierdut aproape 3 milioane din influențele salariale care n-au intrat în contractul cu Casa de Sănătate lunile ianuarie-februarie până la creșterea din martie și până la semnarea contractului cu casa de anul trecut, când ni s-au suplimentat sumele. Și excedentul de unde a venit? Din serviciile asigurate, din contractul cu casa. Cam toate, să zic, ar fi bune până aici, din ce îmi spuneți, bineînțeles, nu există totul la perfecție, dar vreau să vă întreb, cum ați găsit bucătăria spitalului când ați venit, pentru că și hrana pacienților și rația zilnică de hrană, dacă o pot numi așa, este foarte importantă. N-aș vrea să ne referim doar la pacienții adulți. Consider că foarte important e să vorbim și despre micuții internați sau la pediatrie. Și noi ne mutăm acum cu o secție de pediatrie. E o perioadă mai dificilă pentru pediatrie, în sensul că așteptăm să se realizeze acea faimoasă lucrare și să îi mutăm. Eu știu o numiți că... faimoasă, de ce? Pentru că trenează pentru de multă că, vreme, nu? Da, nu au reușit să o atribuie, a fost de mai multe ori peste ap și până la urmă s-a atribuit această lucrare unei firme.
Și din Făgăraș, firma? Nu am cunoștință, cred că din Brașov, dacă nu greșesc, nu știu exact cine e firma. Și sperăm că în perioada următoare să mutăm pediatria. Este interesul tuturor, mai controlați ales că... meniul pacienților? Nu. Faceți nu intră în atribuțiile mele, dar cine m-am interesat de hrana pacienților. Cine face? Managerul spitalului știu că s-a ocupat de acest lucru. Vizite inopinate la bucătărie? Eu știu că au fost niște probleme la bucătăria dietetică, știu că s-au rezolvat între timp, am angajat și acolo personal nou. Știu că și în bucătărie, efectiv, și pentru adulți, și acolo, și acolo s-au mai rezolvat din probleme. Din cunoștințele mele, hrana pacienților, eu am mai mâncat la spital de mai multe ori, tocmai ca să verific acest lucru. Mărturisesc că nu am mâncat hrana pacienților de la pediatrie, dar din hrana adulților... Și vi s-a părut... A fost în regulă. Vreau să cred că era aceeași ca pacienții, că eu am văzut că și medicii mâncau aceeași. Cei care sunt de gardă au dreptul la hrană și atunci am văzut că aceea era hrana. Deci nu am cunoștință de alte probleme cu hrana pacienților. Una din secțiile cu probleme, secția urgență, s-a rezolvat unitatea de primiri urgențe de la spital. Întotdeauna acolo a existat... E poarta de intrare în spital. Da. Acolo întotdeauna au existat și din partea... Sunt nemulțumiri și din partea medicilor și din partea pacienților și aparținătorilor. Eu zic că am depășit cumva această problemă. N-am depășit însă... problema angajării personalului. Noi ne dorim să mai aducem medici acolo și cu altă ocazie am mai explicat telespectatorilor dumneavoastră că suntem în procedură de clasificare ca spital de urgență și ne mai trebuie un medic pe care sperăm să-l avem până în luna decembrie pentru că am scos la concurs un asemenea post de medic. În această perioadă, din cunoștințele mele și după schimbarea ultima schimbare a directorului medical, eu cred că subiectul nu este chiar de atât de nu mai este atât de delicat. Zic eu că întâmplarea fericită face ca directorul medical să fie chiar medic de urgență. Da, deci și eu cred că supervisa destul stăpânește. De bine situația. Și pe scurt, acum la final de emisiune, cu ce ajung pacienții la spital? Deși salvarea, ambulanța nu este în subordinea spitalului. Este un subiect pe larg dezbătut. Greu de ajuns. Acesta al ambulanței, am spus și cu alte ocazii că ne dorim o discuție publică cu întreg Consiliul Local, poate cu prefectul Brașovului, am solicitat primarului municipiului Făgăraș și acest lucru și cu directorul de la ambulanță care trebuie să asigure cumva personalul medical pentru această substație care se află la Făgăraș. Mai mult decât să ne oferim să cumpărăm ambulanțe, nu putem. Legislația nu permite ca un doctor de la noi din urgență să plece cu pacientul cu ambulanța, deși acest lucru vă mărturisesc că s-a mai întâmplat în cazuri grave. Este foarte important... public să anunțați acest lucru și să atrageți atenția factorilor decizionale asupra importanței vieții omului până la urmă, da? Pentru că s-au întâmplat cazuri... Au fost cazuri extrem de delicate și neplăcute în care ambulanța a ajuns fără medic și pacienții au murit pe drum și chiar dacă nu este în subordinea spitalului municipal, acest lucru ne-a preocupat și ne îngrijorează și sperăm ca în perioada următoare să se rezolve problema medicului de la substanția din Făgăraș. Și o ultimă întrebare, dați un termen realizării acestui amplu proiect care înseamnă mutarea secției de pediatrie, implementarea la policlinică, dializă, sfârșitul anului 2018 o să avem cam toate astea, o să avem terapia intensivă dotată, vom avea laboratorul
dotat și reabilitat, vom avea centru de dializă modern și policlinica, sperăm, în implementare, care până în 2020 va fi implementată. În această perioadă nu știu dacă anul viitor vor începe lucrările, dar sperăm că în marele proiect Spitalul Municipal Făgăraș, depus la Compania Națională de Investiții, să înceapă lucrările până la sfârșitul anului 2019. Doamna Câjul, mulțumesc pentru prezența în studio, vă doresc mult succes în continuare. Vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție. Toate cele bune!